Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2013. Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de cooperare încheiat între municipiul Constanța, Consiliul Local Municipal și județul Constanța, Consiliul Județean, în vederea funcționării serviciilor publice, salvare acvatică, salvamar și a posturilor de prim ajutor în sezonul 2013 pe... După ce au votat în timp record cele două proiecte de pe convocator, consilieri au încheiat în grabă ședința. Au aprobat rectificarea bugetului municipiului Constanța pe anul în curs și au fost de acord să fie încheiat un parteneriat între Consiliul Local și cel județean cu privire la continuarea activității salvamarilor pe plajă. Radu Mazăre nu a abordat cele două subiecte la finalul ședinței, însă a ținut să precizeze că legea Agenției Naționale de Integritate este prost făcută. Mai mult decât atât, el spune că va solicita premierului Ponta demisia ministrului Justiției și consideră că va fi susținut în acest demers de cei declarați incompatibili. Legea este prost făcută și nu are logică. În viață și legile și lucrurile trebuie să fie de bun simț. Dacă primarul reprezintă Consiliul Local în fața terților, a tuturor, e normal ca eu să reprezint ca primar sau șef de Consiliul Județean Consiliul Local în regia în care Consiliul este acționar, că nu poate să reprezinți tu. Pe cere primului ministru să-l schimbe pe ministrul Justiției? Eu o luăm de la început. Eu nu sunt implicat, că m-am învățat Băsescu să suflu în iaurt. Puteți să-i cereți acest lucru? Cred că o să-i ceară ceilalți. După vizita președintelui Traian Băsescu în stațiunea Mamaia, problema mizeriei de pe plajă a redevenit de actualitate. Deși situația este așa de la începutul sezonului, iar plajele sunt pline de peturi, hârtii sau chiștoace, abia acum Mazăre recunoaște că nu sunt coșuri suficiente și are o explicație. Într-un weekend, în stațiune, sunt între 100 și 150 de mii de oameni. 100 și 150 de mii de oameni. Ați fost vreo unul la Londra, pe Oxford Street, să vedeți ce se întâmplă seara? După ce trec oamenii așa cum trec pe aici, pe faleze, este o mizerie și o împuțeală de 10 ori mai mare decât în Mamaia. Pentru că este greu la 100 și ceva de mii de oameni să întreții să, într-un spațiu atât de mic și atât de dens. Iar românul, să fim serioși, că nu este tipul cel mai educat din Europa. Radu Mazăre susține că anul viitor situația se va schimba în stațiunea Mamaia, pentru că odată cu refacerea falezei vor exista mai multe coșuri de gunoi, bănci sau alte tipuri de dotări urbane.